Plecând de la ideea că guvernul Orban a rezolvat toate problemele, mai avea doar vreo câteva, dar probabil e ocupat cu alte lucruri acum. După ce a pasat responsabilitatea privind deschiderea anului școlar la autoritățile locale și către părinți, către profesori, către copii, către elevi, mai avea, după părerea noastră, trei lucruri pe care trebuia să le rezolve și ar putea să le rezolve pentru că sunt la guvernare de aproape un an de acum, în noiembrie se face un an, de vreo 7 luni avem probleme cu această pandemie și nu au fost puși cumva în situația în care să fie sau să afle peste noapte că se întâmplă niște lucruri pe zona aceasta privind sănătatea. Deci ar fi trebuit să rezolve și n-au rezolvat după ce au pasat răspunderea problema măștilor pentru tot ceea ce înseamnă copiii, profesorii și așa mai departe. Am văzut poziția unui parlamentar liberal care spune, dar de ce să dăm noi măști la profesori? Nu ne interesează chestiunea asta. Așa, ar fi trebuit să rezolve problema tabletelor pentru copii și nu numai pentru copii, și pentru profesori, dar în mod deosebit pentru cei care sunt din categoriile defavorizate și nu în ultimul rând o problemă extrem de simplă, care nu necesita nici bani, doar preocupare și atenție, acele norme pe care trebuia să le elaboreze, Ministerul Sănătății împreună cu Ministerul Educației, pe care s-au angajat, pentru că ei sunt guvernul OSĂ, că OSĂ le elaboreze cu 2-3 zile înainte de începerea anului școlar. Dacă lucrul ăsta este în regulă și dacă e normal ca oamenii să afle cu 2-3 zile înainte ce trebuie să facă din punctul ăsta de vedere și nu s-a pus de acord nici până acum, este limpede de faptul că sunt vedeți la acest capitol. Dacă ne referim la alte aspecte, aș vrea să punctez încă o dată faptul că ne împrumutăm în continuare într-un ritm debordant, cu o nonșalanță și cu o inconștiență, după părerea mea, demnă de niște lucruri care ar trebui să se întâmple pozitiv pentru România și nu ceea ce se întâmplă astăzi, pentru că dacă ne raportăm doar în două cuvinte la datoria publică care revine fiecărui cetățean, în primul semestru al acestui an, aceasta a crescut cu 645 de euro de fiecare locuitor. În condițiile în care, de pildă, în Bulgaria a crescut cu 8 euro. Dar ce să vezi? În Polonia a scăzut cu vreo 120 de euro. Chiar și în Grecia, care a avut niște probleme mari economice în ultima vreme. Să nu mai vorbim de Ungaria, unde a scăzut cu cifra, dar invers, pe care o avem noi, cu vreo 600 ceva de euro. Deci, îndatorarea României, nu știm pe ce se duc banii, nu-i vedem acești bani cuantificați în ceva, în zona de investiții, în zona de sprijinire efectivă a societăților comerciale, a IMM-urilor, nu-i vedem nici în pensii, nici în alocații, nici în creșterea salariilor pentru profesori care ar trebui să se întâmple de la 1 septembrie și exemplele pot continua. Eu cred că președintele Iohannis și guvernul Orban, înainte de a arunca piatră și a spune în continuare că PSD-ul este vinovat de tot ce se întâmplă în țara asta, ar trebui să conștientizeze că sunt la guvernare, că au niște responsabilități și să ne spună ce au făcut cu banii. Pentru că acest lucru a fost demonstrat ca o serie întreagă de abuzuri pe care le-au făcut diverse entități și demonstrat acest lucru de controlele făcute de Curtea de Conturi. Curtea de Conturi care a găsit o serie întreagă de ilegalități, de pildă măști cumpărate la prețuri de 100 de ori mai mari decât era normal, combinezoane medicale la prețuri de 10 ori mai mari, ventilatoare de 3-4 ori și exemplele pot continua. Noi, ca Partid Social Democrat, din păcate, am pierdut majoritatea, nu mai suntem majoritari, s-a demonstrat acest lucru la moțiune. Au acum întreaga putere, PNL, PNP, UDMR, minorități și așa mai departe. Deci,
pot să își pună în practică și măsurile, dar ne avertizăm că toate ordonanțele pe care le-au dat, care înseamnă tăieri, pensii, alocații și așa mai departe, le vom respinge și mai mult decât atât, o să adoptăm niște alte normative care să vină în sprijinul unităților economice, în sprijinul mediului de afaceri și nu în ultimul rând, în a respecta legea privind pensiile și alocațiile pentru copii. În linii mari, cam aceste lucruri am vrut să răspund pe zona națională.